acest videoclip îți voi spune toate costurile la care trebuie să te aștepți când iei o pisică, dar și lucrurile de care aceasta are nevoie. Salut și bine ai venit pe canal! Am vrut să facem acest videoclip, întrucât costul întreținerii unei pisici este o întrebare esențială pentru orice viitor părinte de pisicuță și sperăm din suflet să vă ajute. Videoclipul va fi structurat astfel: costuri inițiale la veterinar, echipamentul necesar, costuri lunare cu mâncarea și nisipul, costul sterilizării, costuri anuale la veterinar și costul cu jucării. Hai să începem! Când iei o pisicuță, pot fi două cazuri: ori plătești pentru ea, ceea ce nu recomandăm, ori adopți una și practic costul de achiziție este zero. Nu recomandăm cumpăratul unei pisici, întrucât sunt multe suflețele necăjite pe stradă, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, mulți crescători neautorizați țin pisicuțele în condiții deplorabile doar pentru a face pui. Atunci când iei o pisică, vei avea de plătit pentru următoarele: control la veterinar plus deparazitare inițială și carnet de sănătate. Astea ar costa mai mult sau mai puțin 120 de lei. Dacă pisicuța este bolnavă, pot fi alte costuri în funcție de ce are pisica. Nu vom lua în calcul acestea, întrucât chiar dacă nu îți permiți costurile, poți apela la o asociație care să te ajute. Primul vaccin ar costa 110 lei, iar al doilea, care se face la 3 săptămâni după primul, în jur de 125 de lei. Dacă pisica e micuță, va fi deparazitat odată la 2 luni până la vârsta de 6 luni, după care odată la 3 luni. Așa că în funcție de vârsta pisicii, poți să mai faci încă o deparazitare sau două până la vârsta de 6 luni, iar o deparazitare costă în jur de 50-60 de lei. Ca să facem un rezumat și să înțelegem mai bine, costurile la veterinar în primele luni de când ați luat pisica vor fi în jur de 470 de lei. Bineînțeles că prețurile variază, noi am încercat însă să facem o medie. Și ce trebuie să luați în considerare este că nu veți da toți acești bani deodată. Dar, dacă decizi să adopți o pisicuță de la o asociație sau de la persoane cu suflet mare care se ocupă cu asta, cel mai probabil pisicuța este deja deparazitată și vaccinată, așa că în acest caz scap de costurile inițiale cu deparazitarea și vaccinarea, rămânându-ți eventual al doilea vaccin sau poate doar deparazitarea. Bun, acum vom vorbi despre obiectele pe care trebuie să le cumperi când iei o pisicuță. Ea va avea nevoie de o litieră, de preferabil cât mai mare, aș recomanda una de genul bol pentru apă și bol pentru mâncare, sau poți folosi cei prin casă în primă fază, lopățică, crește pentru gheruțe, o mănușă de periat, eu am luat una cu 10 lei de la Hornbach, și eventual un post de zgâriat. Acesta poate fi fie din carton sau fie un astfel de cilindru pe care eu îl recomand cu drag, mai ales dacă nu aveți covoare. Dacă însă aveți covoare cu fir scurt, tip mochetă, nu mai aveți nevoie de posturi de zgâriat. Așadar, ca idee, costurile inițiale, fără mâncare și nisip, sunt de 170 de lei dacă luați acel post sau 100 de lei dacă nu. Super, să continuăm! Acum am trecut de partea cea mai grea și anume adusul pisicii în casă. Mai departe vom vorbi despre costuri lunare la care trebuie să te aștepți. Dar înainte de asta, dacă vrei să afli totul despre pisici, atunci abonează-te și pornește notificările. Nisipul. Dacă ai o pisicuță, îți recomand acest nisip care formează bulgări și îți va ajunge o lună, iar prețul este accesibil. Mâncarea. Aici costul poate să difere în funcție de alegerea fiecăruia. Însă dacă ții o pisicuță, te sfătuiesc să nu faci rabat de la mâncare și să-i dai una de calitate. În caz contrar, pisicuța poate avea tot felul de probleme de sănătate, cum ar fi carențe de vitamine sau minerale, alergii alimentare, care o vor face să-și piardă părul pe alocuri, sau obezitate și diabet. Și bineînțeles că toate aceste probleme de sănătate vor costa mult mai mult în viitor. O mâncare nici scumpă, dar nici ieftină și de calitate este aceasta. Întrucât are 6,5 kg, îți va ajunge numai puțin de 130 de zile, adică mai bine de 4 luni. Asta pentru o pisică de 4 kg ce mănâncă 50 de grame pe zi. Costul lunar în acest caz cu mâncarea va fi de 36 de lei, iar pisica va mânca o mâncare de calitate. Dacă vreți mai multe detalii despre mâncare de pisici și cum îmi dau seama dacă este de calitate sau nu, scrieți-mi în comentarii. Așadar, recapitulând, costurile lunare cu pisica sunt în jur de 70 de lei. Haideți să vorbim și despre sterilizare. Aceasta, din fericire, este o operațiune care se întâmplă doar o dată, iar dacă adopți o pisicuță de la o asociație, acea asociație poate chiar să plătească acest cost cu sterilizarea. Bineînțeles că pisica va împlini vârsta necesară, ceea ce înseamnă că nu o să te coste nimic. Dar oricum ar fi, te sfătuim și aici să nu mergi la un cabinet răufamat, întrucât totuși vorbim de procedură medicală, iar dacă medicul nu face bine operația, pisica poate suferi pe urmă complicații. Aceste complicații, bineînțeles că vor aduce costuri adiționale pe care cu siguranță nu le dorești. Așa că cel mai bine dai un ban, mai ales că este o procedură ce se întâmplă doar o dată. Dacă vrei mai multe detalii despre sterilizare, am făcut un videoclip despre asta, îl vom lăsa în descriere.
Și acum să vedem costurile. Sterilizarea femelelor costă în jur de 200 de lei, iar sterilizarea masculilor 150. Prețurile, bineînțeles, pot să difere de la un cabinet la altul, dar și în funcție de tipul de anestezie folosit. Însă am încercat și aici să facem o medie. Și dacă tot suntem la capitolul veterinar, hai să vorbim și despre costurile anuale cu veterinarul. O pisică adultă trebuie deparazitată o dată la 3 luni și vaccinată o dată pe an. O deparazitare costă 60 de lei, iar vaccinul 125, ceea ce înseamnă pentru tine un cost anual de 365 de lei. Hai să continuăm și să vorbim și despre jucării. Pentru că nu-i așa, aceste sufletele pufoase au nevoie și de distracție. Din fericire, pisicuțele nu sunt foarte pretențioase când vine vorba de jucării. Sunt înnebunite după fire, asta e clar, și fie după șoricei sau după mingiuțe. Așa că dacă nu vrei să spargi prea mulți bani, îți recomand aceste 5 jucărioare în valoare totală de 81 de lei. Aici am încercat să facem o selecție diversificată, dar prietenoasă cu buzunarul. Iar pentru că jucăriile se distrug în timp, am considerat că vor fi înlocuite odată la 4 luni, ceea ce ar însemna un cost anual pentru tine de vreo 250 de lei. Ca să recapitulăm și să înțelegem mai bine costurile, cele inițiale ajung la aproximativ 900 de lei. Bineînțeles, cum ziceam mai devreme, dacă pisica e adoptată de la o asociație, costul va scădea semnificativ. Noi am însumat însă costurile maxime. Pe urmă, costurile lunare cu mâncare și nisipul, 70 de lei. Costuri unice, 200 sau 150 de lei. Și costuri anuale, puțin peste 600 de lei. Bun, cam asta ar fi lucrurile previzibile. Acum să vedem ce alte lucruri pot apărea. Ei bine, la băieței pot apărea infecții urinare, mai ales dacă sunt sterilizați prea devreme. De aceea, pentru ei aș sugera vârsta minimă de 6 luni, pentru a evita aceste efecte pe termen lung. Pe lângă asta, dacă pisicuța iese afară nesupravegheată, poate fi lovită de mașini sau mușcată de câini, ceea ce bineînțeles înseamnă costuri mari pentru tine. Așa că cel mai bine este să eviți astfel de lucruri și să o ții doar în casă sau în apartament. Și dacă pisica ta ingerează obiecte străine, cum ar fi fire sau prinzătoare de păr sau chiar și polistiren și nu le elimină pe cale naturală, iarăși cheltuielile pot fi destul de mari, iar recuperarea dificilă. Dar poți evita asta, ne lăsând la îndemână ei nimic ce seamănă a fir și nimic din ce vezi că începe să mănânce și nu ar trebui să mănânce. Însă, în principiu, acestea sunt costuri care nu ar trebui să apară, în cazul în care aveți grijă cum se cuvine de pisicuță. Iar dacă vrei să fac un videoclip despre pericolele din casă pentru pisici, atunci spune-mi în comentarii. Chiar mi-ar plăcea să fac un astfel de videoclip, întrucât pot fi multe lucruri în casa ta la care nici nu te gândești că ar putea dăuna pisicii. Așa că aștept cu nerăbdare comentariile voastre. Dacă ți-a plăcut videoclipul, apreciază-l și nu te opri aici. Te invit să vizionezi și unul dintre celelalte videoclipuri ale noastre sau să ne vizitezi canalul Totul despre Pisici. Ne vedem în videoclipul următor!